După un an de pandemie în care viața socială și culturală a fost redusă la minimum, este timpul ca lucrurile să revină la normal. Astfel, din 6 martie, sala de spectacole a Palatului Culturii Teodor Costescu din Drobeta Turnu Severin se redeschide pentru spectatori. Artiștii teatrului DAC, coordonați de regizorul Dan Mirea, vin aici cu o piesă de teatru ce poartă un titlu sugestiv: Dragostea ucide. În sală vor intra doar 200 de persoane pentru a respecta măsurile sanitare. Din 6 martie se reiau spectacolele susținute pe scena Palatului Culturii din Drobeta Turnu Severin. Prima piesă jucată aici după un an de pauză este adusă de actorii teatrului DA. Teatrul se pregătește să-și primească publicul și să primească pe scena de spectacole o piesă de teatru pe 6 martie la ora 19 seara, piesa teatrului DA din Reșița, Dragostea ucide, o comedie spumoasă. Se joacă într-un registru minimalist, sunt 3 actori, actori extrem de talentați și în măsură să ne readucă zâmbetul pe buze după o perioadă destul de anevoioasă, inclusiv pentru lumea culturală, care sub incidența acestor restricții sanitare a fost nevoită să-și reducă activitatea. Biletele au fost puse deja în vânzare. Pensionarii, elevii, studenții și persoanele cu handicap beneficiază de reducere. Orice pandemie ar fi, până la urmă, omul trebuie să trăiască. Și fizic, material și spiritual. Nu putem să renunțăm la spectacol, nu putem să renunțăm la teatru, nu putem să renunțăm... Vă dați seama că poeții scriu acasă la ei. Sunt oameni care chiar acum se zbat să scoate cărți, să lanseze cărți. Ei bine, noi îi primim pe cei de la Reșița care sunt într-un turneu. Teatrul DA din Reșița este, dacă nu mă înșel, acum 2 zile a făcut spectacol, sau chiar ieri, că ieri a fost duminică, a făcut spectacol la Brăila. Ei circulă, sunt puțini care au curaj să facă acest lucru și trec la noi pentru 200 de locuri. Pentru a se respecta măsurile sanitare, în sală vor fi ocupate doar 200 de scaune, adică 30% din cele 700 de locuri existente. De altfel, toate evenimentele ce vor avea loc pe scena sălii de spectacole se vor desfășura conform regulilor impuse de pandemie. Între timp, se lucrează la un set de măsuri de protecție pentru artiști, iar piesele de teatru vor fi adaptate conform măsurilor de precauție impuse de pandemie. Prima piesă de teatru care va avea loc odată cu redeschiderea sălii de spectacol este Dragostea ucide, regizată de Dan Mirea. Pentru știrile RTS, Adina Bogdan.